De ce nu zici peste o oră, Doamne? Duminica viitoare, îngăduim puțin. Să fac cu tare lucru și cu tare lucru. A înțeles și crede. Domnul Dumnezeu spune în Biblie, da, chiar acum, zice Domnul. Și spunea cineva la evanghelizare, credeți-mă, cu ochii lăcrimați, mă credeți că vreau și eu să fiu murai, dar nu-s pregătit să-i dau inima Domnului. Și ce s-a răspuns? I s-a răspuns astfel, s-a pus o întrebare. Zici că nu ești pregătit? Da, nu-s pregătit. Da, pregătit să mori chiar în clipa aceasta. Ești? Că la asta nu m-am gândit. Nu uita, Iisus a murit în locul tău și în locul meu. El a zis, cum să fac voia ta, Dumnezeule? Și prin această voie am fost noi sfințiți, măriți să fie Domnul. Și cel ce ne sfințește este El. El ne-a sfințit, de aceea spune că lui nu-i rușine să ne numească frați. Suntem frați cu El. Ce trebuie să fac în continuare? Iată, te întorci la El, că numai așa poți să-i dai inima. Și acum alegi și spune, îi declară, da, Doamne, te aleg. Și îți mulțumesc că Tu m-ai ales întâi. Și îți mulțumesc că Tu m-ai iubit întâi. Nu știu câți prieteni ascultători sunt, aș dori să facem cunoștință cu voi. Acolo unde sunteți nepocăiți, ridicați o mână spre cer, să vă cunosc și eu. Haideți, vă rog, mâna sus. Nu vă jenați. Vă rog, nu vă jenați. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Normal că după ce ieșim, mulți îmi spun, frate, Ovidiu, fă mai mulți. Dar e jena aia, e rușinea aia. Că și la Maria și la frații lui Iisus, dă-o rușine să intre înăuntru. Și-o trimis un vorbitor, un sol. Auzi, vezi, spune-le că eu, Maria, mama lui și frații lui, l-așteptăm afară. Vrea să-i spună ceva. Și Mântuitorul nu a zis, după ce spuneți la scumpa mea, la Maria, mama și la frații mei, după ce termine evanghelizarea, voi veni. Fiți atenți ce răspuns au dat Mântuitorul. Cine este mama mea? Unde mie? Maria, prea curată. Cine prea curată? Cine e mama mea și frații? Fiți atenți că Domnul Iisus a vorbit astăzi și El vorbește mărire Lui. Amin. Iată mama mea și frații mei sunt cei ce fac voia Tatălui meu. Și El zice, care este voia Tatălui? Dă-i inima, vreau să te mântuiască. Sfințește-te, amin, lasă-te te sfințit și curățit-te. În dimineața aceasta, femeie, bărbatul care a ridicat o mână, că ești prieten, de astăzi, să fii frate. Zi amin. Și Domnul să-ți mărească această credință. Iată, ai ales viața, dar mulțumește Domnului că El te-a ales întâi. El te-a iubit întâi, mărit să fie Domnul, amin. Minunat ești Tu, Doamne! Minunat ești Tu, Doamne! Ne dai harul acesta să te mântuiți, să ne sfințim, Doamne, să avem viață veșnică. Viața e frumoasă, vrei din plin ca să o trăiești, dar întâi de toate să te mântuiești. Viața e așa de scurtă, trece ca un vis, și tu vrei să faci din ea un mic paradis. Alege viața, vino la Iisus, împacă-te cu Domnul Dumnezeu toți. Alege viața, vino la Iisus, să trăiești și tu în raiul său. Alege viața, vino la Iisus, împacă-te cu Domnul Dumnezeu. Alege viața, vino la Iisus, să trăiești și tu în raiul său. Iată mama mea și frații mei,
sunt aceia, sunt aceia care fac voia Tatălui meu. Viața-i trecătoare și oftesc că-ți pare rău, dar e așa frumoasă lângă Dumnezeu. Ca un sunet se duc anii care îi trăim, de aceea întâi de toate să ne pocăim. Alege viața, vino la Iisus, împacă-te cu Domnul Dumnezeu. Alege viața, alege viața, vino la Iisus, să trăiești și până la Iisus. Se merită. Alege viața, vino la Iisus, împacă-te cu Domnul Dumnezeu. Alege viața, vino la Iisus, să trăiești și până la Iisus. Nu luăm nimic cu noi, cu palmele goale. Nu iei nimic. Ai ocazia, ai harul să-L iei pe Domnul Iisus în inima ta. Aleluia, să te bucuriască. E deșertăciune, trece ca un nor, nimic nu iei cu tine, să-ți mane călător. Hai, alege viața cu Iisus din veșnicii, vei avea coboare cer multe bucurii. Alege viața, vino la Iisus, împacă-te cu Domnul Dumnezeu. Alege viața, alege viața, vino la Iisus, să trăiești și până la Iisus. Alege viața, vino la Iisus, împacă-te cu Domnul Dumnezeu. Alege viața, vino la Iisus, să trăiești și mântra Iisus. Crede pe Domnul, auzi cum te teamă, El îți schimbă inima, nu te doare, îți dă o inimă nouă, să umple de pacea Lui, de bucuria mântuirii. Da, îți dă o inimă statornică, se umple de Duhul Sfânt. Dar crede, crede pe Domnul. Iată, Dumnezeu ne cheamă, vino chiar acum, bucuros pornește pe al vieții drum. Chiar acum îți dă iertare, te va mântui, cu Iisus tu vei avea sfinte bucurii. Alege viața, vino la Iisus, împacă-te cu Domnul Dumnezeu. Alege viața, alege viața, vino la Iisus, să trăiești și tu până la Iisus. Alege viața, vino la Iisus, împacă-te cu Domnul Dumnezeu. Alege viața, vino la Iisus, să trăiești și Mărit să fie Domnul. Amin. Dacă n-ai niciun păcat.